În perioada ianuarie-decembrie 2015, Centrul de Prevenire și Consiliere Antidrog Dâmbovița implementează în județul nostru pentru al cincilea an consecutiv proiectul Fred Goes Net, adresat consumatorilor de alcool și droguri ilegale care au fost identificați pentru prima oară. Acest proiect se adresează elevilor, tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 21 de ani, însă se pot extinde limitele de vârstă și atunci putem să avem beneficiar încă la vârsta de 13 ani până la 25 de ani. Beneficiarii proiectului sunt reprezentați de, după cum spuneam, de elevi tineri în această categorie de vârstă care au experimentat sau care consumă ocazional droguri. Este vorba practic de tinerii care cochetează cu ideea de a deveni consumatori de droguri, nu sunt încă dependenți și tocmai scopul acestui proiect este de a preveni instalarea dependenței. Este foarte important, mai întâi de toate, să prevenim și apoi să încercăm cu acei copii sau elevi care au experimentat un consum de droguri ilegal să luăm măsurile necesare la timpul potrivit. De aceea, prin consilierii școlari care își desfășoară activitatea în unitățile gimnaziale sau liceale, la etapa de sondare a nevoii de consiliere, putem identifica acei elevi sau tineri care fac obiectul acestui proiect. Grupul țintă este reprezentat de consumatori experimentali și ocazional de alcool, tutun, substanțe noi cu proprietăți psihoactive și droguri ilegale din județ, cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani, aflați sau nu într-o formă de învățământ. Proiectul se adresează un segment al tinerilor de la 14 ani în sus. Este o vârstă a întrebărilor, o vârstă a frământărilor, dar și o vârstă a riscurilor. Ori proiectul are rolul de a informa corect pe elevi în legătură cu riscurile la care se expun dacă devin consumatori de droguri. Scopul implementării proiectului este de a reduce riscul de instalare a dependenței la consumatorii experimentali sau ocazional de alcool, tutun și droguri.